Cel de-al treilea val al pandemiei ne lovește în forță după ce în ultimele 24 de ore au fost depistate peste 3611 cazuri noi de COVID-19 din 8400 de teste real-time PCR efectuate în România. Și mai grav este că țara noastră a înregistrat cel mai mare număr de pacienți internați la terapie intensivă de la începutul pandemiei. 1478 de locuri sunt ocupate. În județul Constanța, autoritățile locale au un plan suplimentar a paturilor ATI, mai ales că numărul celor disponibile a scăzut dramatic. La raportare mai existau doar două paturi disponibile, vorbim de paturile ATI pentru pacienții COVID, iar ca și extensie ne dorim 9 paturi la Spitalul Județean Constanța și 2 la Spitalul Municipal din Medgidia. Singurele paturi la terapie intensivă disponibile în tot județul sunt la Spitalul din Medgidia. Alte 11 paturi ATI ar urma să completeze cele 46 de locuri deja existente. Cu toate că premierul Florin Câțu s-a arătat încrezător că până în iunie vom putea reveni la normal, oamenii nu sunt de aceeași părere, luând în considerare că în continuare testăm și vaccinăm mult prea puțin. Credeți că am putea scăpa de pandemie? De pandemie, nu știu, după cum spune ei... 2024, nu. Dar eu cred că pandemia asta e și făcută, e un ceva care, nu știu... Nu prea cred. În primul rând că nu asigură testarea aia pentru toată populația și în al doilea rând, uitați, avem rude în familie, s-au dus tocmai la Măcin să se vaccineze. Când era vorba la pavilion să se vaccineze pentru Pfizer, nu știu ce, vă dați seama ce bulibășeală este. În județul Constanța s-au înregistrat 184 de cazuri COVID-19 din 581 de teste antigen rapide și real-time PCR. Incidența în municipiu a crescut de la 6,27, iar în județ este de 4,27. În ultimele 24 de ore, 120 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au decedat.